acolo este și Miranda, desigur și Tamaș. Pleacă lovitura liberă, bate Boștină și autogol! O deviere nefericită a lui. 1-0 după acest autogol. Alexa la Miliazeș, de aici mai departe Caramian în fața porții. Ce acțiune frumoasă! Da, jocul poate continua. Mingea ajunge la Caramian, poziție de șut al lui Caramian, care trage pe lângă. Un jucător din Amovista a rămas întins pe gazon, dar iată sprintul lui Dăciulescu. Dăciulescu poate pasa, este demarcat Miranda și apără senzațional Panti Limon, care muncește mult și nevăzut în zona de recuperare. Iată o trecere frumoasă a lui Cristea. Cristea, 1-2. Nu, Dăciulescu întoarce la Torje. Torje are mingea pe piciorul drept. Trage Torje și apără Panti Limon. Timișoara pare și ea anesteziată, hipnotizată de maniera de joc a lui Dinamo. Cristea, Dănciulescu agață acest balon, Dănciulescu, 2-0 Dinamo. Dănciulescu fructificând o pasă inteligentă, iată cu câtă finețe agață acest balon. Șut, bară și gol, Dinamo conduce cu 2-0 și continuă. Foarte bună pasă pentru Bucur, care șutează. Paseze și întoarce acest balon la Ropotan. Ropotan dintr-o bucată pentru Dăciulescu. Dinamo leagă foarte bine, pasă înapoi la Cristea. Cristea avea la un moment dat mingea pentru șut, trage acum. Respinge în față Pante Limon, mingea. Nu se cădea. Se iau asemenea măsură. Iată un 2 reușit, Torje. Andrei Cristea, care trage, minge deviată, 3-0. Poli Timișoara răstignită de neputința propriilor fundași. N-a fost Brezinski de dat. Și să vedem încă o dată toată faza golului 3. Venirea lui Torje, foarte bun un 2-ul. Pasa la Cristea, Cristea pivotează, șutează la colțul lung, TV, pentru că veți putea urmări declarațiile care au urmat acestei partide și, desigur, analizele făcute de experții GSP TV în legătură cu acest meci. Mâine